Pompierii bat armata în cel mai recent sondaj curs. Cu o cotă de imagine de 83%, salvatorii depășesc pe cei din apărare, care se situează la 67%. Nici spiritul pro-european nu pare să câștige prea mulți adepți. Doar 34 dintre români care au participat la studiu se declară pro-europeni. La coada listei, la capitolul încredere, e zona politică. Doar 9% au încredere în guvern și președinție și mai puțin în parlament și partide politice. Cifrele ți le explică sociologul Alfred Bulai. Întotdeauna stă bine pompierii și în general ideea de salvator, pentru că sunt oamenii care de regulă n-au o legătură cu politica și care sunt în prime time, ca să zic așa, adică îi vezi la lucru. Despre armata, în general, armata are o părere, are o, cum să zic, o apreciere pozitivă, pentru că nu există foarte multe scandaluri și imagini negative. De fapt, asta e secretul despre toate instituțiile. Cu cât sunt mai izolate, nu se vorbește critic de ele, atunci stau mai bine. În ultimii ani, mai ales în timpul războiului, dar și chiar în ultimii ani, despre armata nu mai putem vorbi numai de bine. Sunt multe exemple, hai să zicem așa, cu tentă negativă vis-a-vis de marile virtuțele armate, elicoptere care se prăbușesc, avioane, scandaluri că au mai fost, sigur că nu sunt de mare amploare în presă, dar ele există. Deci nu mai este imaginea aia frumoasă, unica armată. La fel și cu biserica, pe vremuri biserica era pe primul loc, nu mai este. Tocmai pentru că în spațiu public încep să apară și informații negative și atunci oamenii sunt mai cumpătați în apreciere. Deci, cu alte cuvinte, există firesc schimbări. Mă refer la aprecierea catastrofală a Uniunii Europene, adică am coborât sub media europeană, noi care eram numărul 1, în sensul că eram chiar duși cu Pluta, adică toată țara vrea Uniunea Europeană.